Aparent s-a întâmplat inevitabilul, mi-a murit mașina. Și filmez asta de pe telefon că nu am camera la mine. Efectiv, s-a dus ambreiajul, stați așa că vă arăt. Deci, mașina e pornită acum, da? Nu mai am baterie la telefon. Bă, cum s-au nimerit toate azi vere. Ambreiajul acum, nu-l vedeți acolo. Zic că e mașina automată, dar de fapt există ambreiajul acolo. Cred că i-a apăsat gen și trebuie să... Ia să-l trag eu. Uite, acum l-am scos. L-am călcat, vreau să bag între întâia și nu merge, nu intră în viteză. Efectiv, nu se întâmplă nimic. E blocată pe neutru. Și probabil vă întrebați cum ai pățit asta. Voiam să fac stânga pe o stradă, am încetinit, am călcat ambreiajul, am vrut să bag întâia, n-a mers întâia și nu s-a mai ridicat ambreiajul. Am sunat pe tata, l-am întrebat ce să fac, a zis o bag între a doua să plec puțin mai tare. Am făcut asta, am mers până aici și acum a murit. Mi-a pus un frână în față și trebuia să opresc și eu, că dacă nu intram în el. Și asta a fost. Acum hai să luăm și noi triunghiul ăla reflectorizant ca să nu ne ia poliția. Am pus mașina pe avarii că na, așa trebuie să facem. Nu mi-am pus niciodată triunghiul ăsta la mașină. Chiar speram să nu am nevoie niciodată de el, dar aparent am nevoie. Nu știu dacă putem să o ducem de aici. Mă gândeam să o abandonez, spuneam mai. Nu, stai nu aici, la 50 de metri. Hai să încerc să o mai pornesc o dată, poate merge. Dacă merge, fii atent, mă duc cu ea așa, văd dacă pot să o întorc dintr-o manevră. Încerc să mă prind tu din urmă și să urci în mașină, gen. Da. Și să ieși ăla. Am ambele picioare afară și o să pornesc mașina. Ca să înțelegeți ce se întâmplă. Spui că e automat, o vere. Se întâmplă nimic, e moale, iar s-a blocat. Și nu se bagă în viteză. Bă, nu știu ce să-i fac vere. Nu intră în nicio viteză. Bă, altceva mai bun. Noi acum ar trebui teoretic să o dăm din stradă, dar nu știu unde să o bag cu botul. Acolo e o zonă. Te pup, mersi frumos. Mi-a murit ambreiajul, n-am zis, acum împing acolo. O să vine cineva să ne descurcăm, mersi frumos. Frumos. Salut. Hai, băi, să împinge la aia. Nu băgăm la prima, că în construcție băgăm la a doua, da? Arată foarte penal, dar măcar merge. Tu o trag, nu împing. Câtă putere are mastodontul. Cum o să moară mașina fixat? Și dintr-o dată, mă, gândiți-vă că am făcut toată crrr și gata, n-am mai mers. Ideea e că... Ideea e că mașina s-a avut de mult probleme cu ambreiajul și așa, cel puțin așa cred. Că așa mi-au zis niște prieteni care au și ei mașini și au zis că ambreiajul lor nu se simte ca al meu. Acum efectiv a crăpat, nu știu ce s-a întâmplat. Ideea e că astăzi nu prea puteam să o bag în dreapta întâi, doar dacă acceleram un pic. Hai, mai împinge de un pic. Bă, mă doare umărul. M-a spart țeava asta de eșapa, mi-am toate noxele le-am tras. Bă, poate ne fură careva triunghi. Vreau să le mulțumesc celor de la Car Vertical că au sponsorizat acest videoclip. Mie personal, și nu zic doar pentru că au sponsorizat clipul și așa, îmi place Car Vertical pentru că, oameni buni, foarte important să nu vă luați țeapă pentru că e viața voastră în joc, unul la mână și doi la mână, sunt șanse să vă luați schem de, nu știu, o căruță de bani. Acum pe ecran aveți un raport cu o mașină daună totală care este pusă pe un site de vânzări în România. Și Car Vertical vă arată istoricul mașinii, dacă a fost inundată, dacă a fost taxi, dacă are kilometraj dat înapoi și așa mai departe. Pentru că până la urmă toată lumea ar trebui să știe de fapt pe ce dă banii și ce cumpără. Pentru că mașina daună totală poate fi relativ ușor reparată, doar că nu mai e aceeași mașină ca cea din fabrică. Eu vă încurajez să folosiți Car Vertical, aveți codulețul meu chiar acum pe ecran, robinet pentru 20% reducere și hai să continuăm cu videoclipul. Ah, și eu nu sunt în Cosmopolis, acum sunt în Pantelimon. Vreo 15 km. Hai, dă-i. Mamă, vezi că e rampa aici, bă. Ce sală, bă, băiatule. Uai, era mamă, dă înapoi! Stai o secundă că am obosit. Mamă, s-a îndoitat. Roțile sunt îndoite. Împinge! Dai! Bă, dacă ne forțăm amândoi, ține telefonul undeva. Bă, vine pe mine. Bă, ține, că dau STB! Ce face? Vrea să ne tracteze. Mamă! Bă! Dai! Nu mă bat! Dai, că pot! Ce faci, mă, băiat? Bă, vine peste tine! Domnul, stai așa că m-am legat din babuci. Ai, mai ușor mă întrei! Da, bă, bune! Mă, fii frumos! Nu e cea mai bună zi în care am luat pantaloni ăștia pe mine, că cad! Cu nevine și... ajutorul, ne luăm și triunghiul înapoi. Că acum am urcat-o pe trotuarul ăla. Bă, mă doare într-o parte, că am căzut. Au. Bă, lăsa mașina, ulei. Cred că atunci când am accelerat, nu știu. Cred că stai să-mi iau o mașină nouă, nu? Gata, băieți. A venit și mașina care ne tractează, cred. Te pupuiesc! Mamă, câtă mașină ai! Trebuie să ajung mașina în Cosmopolis și nu cred că putem să tractăm mașina gen cu funie. Cred că ne trebuie bară fixă. Mamă, eu ce se aude ăsta, bă? Dai, băi! Nu se aude frumos! Ne-a ajutat, gata, bate palma! Mamă, ce negru ești în palmă! Buuu! Să mergi fără ambreiaj? Nu! N-am pățit niciodată să merg fără ambreiaj. Bine, e foarte simplu, trebuie să vei minte să mergi acasă fără ambreaj, dacă nu vrei să fii tras la ștancă. Are două răsprângeri! În actele restare și la 1500, cum ai venit, l-o scuzi din a treia și trai spre patru. Accelerezi, de exemplu, pe la 1700, da? După ai luat piciorul în accelerație, ai scos mașina pe liber, cum ai venit, și dai spre următoarea treaptă. Cel mai important lucru este să verifici mașina pe car vertical. Oh, da, frate,
codul ROBINE pentru 20% discount, băieți. Fără mișto, înainte să vă cumpărați o mașină, uite, dacă o găsiți vreodată pe a mea, să știți că vă dau țeapă dacă o vând. Nu glumesc, nu o să o vând niciodată. Nu știu ce să fac. Trebuie să descurc singur în viață, băi. Da, mă, da. E frâna de mână trasă. Nu e trasă! Stai că vă ajung și eu. Bă, vine mașina, stai! Prostule, m-am speriat. Chiar vine mașina. Hai, dai! A oprit motorul. Ce ai făcut? Ți-a oprit motorul? Bă, what the fuck? Vere, nu mă așteptam în viața mea. Du-o acasă, du-o în Cosmopolis. Iau eu patrolul. Du-o în Cosmopolis. Hai în patrol. Nu știu să conduc asta. Aoleu, Robi. A, mi-am prins piciorul în ușă. Ție lui Wiz telefonul? Aia lui Dami, da. Bă, noi cântăm de Wiz. Sigur Wiz a înțeles și eu ea spre Cosmopolis? Sper că da. Dacă nu, noi nu putem să-l sunăm. Nu văd, dă-n oglinzi. Stai că vin mașini. Bă, de ce se aude mai așa mașina asta? Mamă, bă, cât am astodon. Nu știu să ajung în Cosmopolis. Telefonul tău e la Wiz, mă? Nu, al meu e la mine. Bă, poate-l găsim pe drum, vere, cu mașina. Mamă, ce dubios se conduce troaca asta să-mi bag piciorul. Hai, fata, schimbă. Nu, stai că am stop aici, Andreea. Mamă, nu-i ține frână! Wow, gata, am învățat și ambreiajul la mașina asta. Mă, eu încă sunt șocat de cum a plecat Wiz, dar eu nu văd nimic în oglinda din stânga, Andreea. E electrică, cum o reglez? Nu, trebuie să reglezi manual. Dați-vă că n-am frâne. Nu, doar gemulețul. Gemulețul. Nu, chiar a mers. Eu nu văd drumul nici cu farurile ăsta. Și mă trage și mașina în părți. Ca să vă țin puțin la curent, Wiz a plecat cu mașina mea. Eu acum conduc mașina lui și ne suntem în Cosmopolis. Eu nu știu drumul. Wiz, dacă te uiți la vlogul ăsta, să știi că ambreiajul tău se simte cum se simțea al meu înainte să pice. Ține cont. Mamă, dacă pic ambreiajul și cu asta. Bă, ține bine ambreiajul. Calmea, dar direcția când o facem și noi? Tu, eu uite, bă, vere, eu merg drept acum. Uite cum face volanul, nu se duce nicăieri. Voi nu vreți să știți, eu nu știu dacă m-am plâns mult pe vlogul ăsta. Păi da, mă, trage volanul ăsta în toate părțile. Eu acum merg înainte, uitați-vă cum e volanul meu. Mă, bă, deci mă doare umărul. Nu vreți să știți, aici sunt pe centură în momentul de față. Și centura de la noi e proastă rău de tot făcută. Bă, de nivel urban, nu știu ce. Mașina asta vrea să mă arunce în contrasens. Mă rog, noi acum avem altă problemă. Wiz a plecat, eram foarte entuziasmat și am zis: bă, bun Cosmopolis, că tu ești mai apt decât mine. Și noi mergem și luăm patrul, dar nu a fost așa. S-a întâmplat exact cum ați văzut mai devreme în clip. Adică totul pe repede înainte, n-am vorbit cât am zis acum. Și telefonul lui Wiz e ăsta de aici. Și Wiz n-are telefon și noi n-avem de unde să știm dacă el ajunge în Cosmopolis. E posibil ca mașina să se oprească. Cea mai bună idee pe care ar avea-o el în caz de se strică mașina sau așa ar fi să se sune pe el, nu știu dacă nici știe numerele noastre. Vai de viața, bă, ce mă doare umărul. Ne-a sunat acum de pe numărul unui prieten de al lui. El s-a dus acum în voluntari pentru că ne-a căutat prin tot București, nu ne-a găsit. Cel trebuie să ajungă în Cosmopolis. Eu n-atrei am stat tot drumul, să știi. Mai mult nu vreau să-i dau că mi-e frică că face volanul. Eu acum dau de și nu se întâmplă nimic. Oameni buni, planul nu a mers cum trebuia să meargă. Eu acum sunt cu mașina lui aici și mașina mea e prin voluntari sau ceva de genul. Mă gândesc că o să trească să ajungem la bariera celor din Cosmopolis. Le explicăm că mi-a picat ambreiajul să țină bariera sus, pentru că eu nu știu sincer cum pune el frână cu mașina aia. El, pentru că a ajuns până acolo, vă dați seama că știe să pună frână, dar sunt curios cum. Uite-l, bă, aparent a ajuns. Dar ce-ați făcut atâta? Dacă-s verifică aerul pe car vertical în daună. Băi, omule, tu vrei să-ți zic ce am făcut noi? Până acum? După mine. Pentru că nu te-am mai știut unde ești. Mulțumim tuturor oamenilor care s-au oprit să ne ajute și așa. Bă, o conduce fără ambreiaj. Mi-am găsit un tovarăș pe autostradă, l-am oprit pe ăla cu fleșul, nu știa ce se întâmplă, dai, dar ia mașina, zic, sună pe Andreea. Aia. M-am întors, am luat-o pe la Andreea pe stradă, mă, că ne-am cazat-o pe ea acasă, chiar de să ajung acasă. Omule, știi să conduci mașina fără ambreiaj? Astăzi a fost o aventură. Vreau să le arăți oamenilor exact cum pleci tu cu mașina asta. Fără ambreiaj, fără... Nu-i prea indicat. Ideea e să nu faceți asta, ok? Nu-i mai fac. Hai, bă, așteaptă-mă un pic! Încad pantalonii, bă, stai, mă! Stai! Bă, dar ce bine ți se pătrește mașina! Bă! Bă, gata, mă. Da, a fost o aventură, băieți, în seara asta. Wow. Ai spart parbrizul? Învață-mă și pe mine să plec așa, cum plec așa? Au! Mă, piticule. Paga unteia? Păi niște. E lung la automat, da? Până să simți că pleacă. Automat? Ah. What the fuck? Wow, ce greu e. De cum dau a doua? Stai. Piciorul din casă. Ia. Am luat, am luat. Wow! Acum poți să-i dau întâia? Când îi dau? Accelerează, accelerează! Ok, noi facem chestia asta doar pentru că e nevoie să facem asta, e o situație de urgență. Nu faceți asta! De exemplu, accelerează până la 2000. 2500, da? Așa? Neutru? Tu în timpul ăla când ai scos-o? Nu știu ce ai făcut, Robi, dar... S-a dat pe schiuri. Wow, ce experiență a fost! Bă, e prima dată când mi se întâmplă asta și gen, am permis de... Ce-i trist că pentru mine asta era o seară obișnuită? Ce-i trist că pentru mine asta era o seară obișnuită, Robi? Tu ai văzut când ne duceam? Da. Era să fac accident. Bă, Wiz, hai să împingem și noi un pic mai în spate, ca să nu mai pornim iar. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în toată aventura asta mea. Nu uitați să vă abonați canalului. Poate cumpărăm o mașină nouă, cine știe. Nu uitați codul ROBINET pentru 20% reducere pe car vertical. Neapărat abonați-vă, apăsați butonul de like și un follow pe Insta ca să fiți la curent. Cei care mă aveți la follow ați văzut deja că mașina mea s-a dus. Money.